Gălbenelele sunt plante anuale cu flori galbene sau portocalii. Ele sunt tolerante la îngheț și oarecum rezistente la frig și adaugă culoare și frumusețe de lungă durată grădinii sau teraselor. Toate părțile plantelor de gălbenele sunt utile în multe feluri. Se spune că planta stimulează sistemul imunitar și este folosită ca ingredient în multe produse cosmetice. Florile și frunzele de gălbenele pot fi uscate și depozitate pentru utilizare ulterioară. În grădina de legume, gălbenele le atrag polenizatorii și atrag afidele de la plantele valoroase. Nu necesită multă îngrijire, preferă temperaturile răcoroase, iar florile rezistă mai mult în zonele umbrite sau în soare filtrat. Semințele se seamănă direct în grădină sau în ghivece, primăvara de vreme, iar această plantă poate înflori din primăvară până în toamnă târziu. De multe ori, ele rezistă chiar iernii, iar primăvara de vreme veți observa că începe să înflorească din nou. Având în vedere că preferă temperaturile mai scăzute, pe măsură ce temperaturile scad toamna, ele vor înflori din ce în ce mai frumos. Pentru a evita să crească prea înaltă și să-i dăm un aspect frumos, trebuie să practicăm ciupirea regulată pentru a-și forma o coroană frumoasă. După ce florile se usucă și formează semințe, iar când semințele devin de culoare maro închis, se pot recolta pentru a fi semănate în sezonul următor.